Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu! În videoul de astăzi vreau să vă vorbesc despre produsele terminate în luna februarie. Am terminat destul de multe produse. În cazul în care o să vi se pare că vorbesc cumva ciudat pe nas, sunt tare răcită și poate o să se înțeleagă, o să se audă că vorbesc pe nas, însă exact cum am spus, sunt foarte răcită și acum și asta e, sper să fie ok, video să se audă și să se vadă bine. Și haideți să începem, că am multe, am destul de multe, o pungă plină. Într-adevăr că erau și mai voluminoase unele produse, dar nu m-au mai încăput în ea și mai am și aici pe lângă mine câteva. O să încep cu această cutie de șervețele de la Bevola din Kaufland, 150 de bucăți. Foarte ok, acum au de la Lidl, depinde de unde merg, ce găsesc și așa mai departe. Mi-am schimbat peruța de dinți, aceasta de la Oriflame Optifresh, aceasta cu peri moi. Din păcate, după, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, după un timp destul de scurt, ele se și întăresc, nu știu dacă e ok termenul, dar perii se fac foarte, foarte aspri, foarte duri și eu nu pot să o folosesc. Nu am pus la baie numai de vreo lună, dar trebuie să o schimb. Acum am ceva de la Kaufland de care nu sunt cea mai mulțumită, sincer vă zic. Dar și asta e 8-10 lei, n-aș mai da 10 lei pe ea. Un burete de vase din acesta ieftin, de la Floppy, 50 de bani. L-am pus acum la bucătărie, e ok. Exact cum am spus în videoul trecut cu favorite, că vreau să termin acest spray de corp, Angel Kiss de la I Heart Revolution și Bebe Mișcă Trepiedul. În sfârșit l-am terminat. Zic în sfârșit pentru că m-a ținut foarte mult timp. L-am avut de ceva timp deschis, l-am terminat, am mirosit extraordinar de bine, v-am spus și în favorite, în cazul în care n-ați văzut videoul acela, vă invit să mergeți să-l vedeți, am vorbit atunci mai multe despre el, mi-a plăcut foarte, foarte mult, am mirosit extraordinar de bine, a fost un spray de corp extraordinar și vi-l recomand și vouă să-l încercați, cred că se găsește pe Notino. Am mai terminat această cutie de pernuțe Ariel All-in-One Pods. L-am luat de pe Promomix, un preț foarte, foarte bun, cel mai bun preț pe care l-am putut găsi la aceste capsule. După cum vedeți, sunt gata. 37 de bucăți. Acum spăl doar cu capsule Ariel. Nu știu până când, cum, să vedem cât o să-și facă treaba, cât o să fie bune pentru noi. Și spăl și la copil, spăl și la bebe tot cu acestea. Și sunt foarte ok, spală și la el bine hăinuțele. O perniță din asta e destul pentru o tură de haine la mașină, eu sunt mulțumită. Și pe Promomix au fost foarte ieftine, vreo 65 de lei, două astfel de cutii cu capsule, 74 de bucăți au fost. Ați văzut, dacă ați văzut unboxing-ul Promomix, știți despre ce vorbesc, un preț foarte bun și chiar mi se pare că au spălat bine și mirosul a rămas pe haine, însă un singur lucru. Doar de vreo două ori mi s-a întâmplat cu două capsule la o pătură din asta pufoasă. Efectiv a rămas capsula, cred că nu s-a dizolvat de tot sau nu s-a dizolvat bine, habar n-am. Efectiv prin puful ăsta de la pătură a rămas așa bucăți de plastic din la, de la capsulă, lipicioasă și ciudată. Am mai băgat-o încă o dată la spălat. Nu mi s-a întâmplat la alte haine, numai la pătura asta pufoasă, Cocolino. Nu știu care a fost treaba. Am auzit și la Claudia Choice că nu s-au dizolvat pernițele în totalitate, deși eu spăl la 30-40 de grade și ele sunt de la 25 de grade, mi se pare targetate, ca să spere să se dizolve. Nu știu care a fost treaba, dar vă spun numai așa în cazul în care vă interesează, să știți că mie mi s-a întâmplat. S-a terminat și ultimul balsam de rufe Silan, ăsta cu lavandă, în sfârșit s-a terminat, sper să nu mai am, mama v-am spus și data trecută, mie nu-mi place mirosul de lavandă în niciun fel, asta a fost ok, nu știu, pentru 10 lei cât a dat pe el, dar eu nu v-am spus și atunci nu l-aș recumpăra, că mie nu-mi place, mie-mi place Cocolino și pe acelea le iau, sper să nu mai am aici ceva lângă mine, nu? Și pătul a căzut. Am terminat acest gel de duș de la Balea, l-am primit în swap-ul de Crăciun cu Ioana, cu prietena mea, o găsiți aici pe YouTube, Ioana77, draga mea, dacă te uiți la acest video, te pup și te salut. Revenim la gelul de duș, este acesta Dream On, a fost cu fructe, ceva mi s-a părut mie, a mirosit foarte, foarte bine, a făcut multă spumă, mi-a plăcut cum a curățat, are 300 ml și este vegan, super bun. Era un gel transparent, dar v-am spus, își făcea treaba super bine. Pentru 6 lei cât costă astea în DM, chiar e
Super, ok. În continuare, s-a terminat la bucătărie acest ferry. Eu și noi, în casă, spălăm vase numai cu ferry, adică eu cumpăr numai ferry. Și mama la fel. Nu mai place pur absolut deloc, are o formulă extrem de lichidă. Ferry este mult mai, are o formulă mult mai densă, mult mai groasă și îmi place mult mai mult cum spală. A fost ok, de obicei le iau cu 6,50 la mine din zonă, de la magazin, dar depinde de cantitate. Ăsta, de exemplu, a avut 800 ml. Depinde de cantitate, de unde le prind la ofertă, la preț și așa mai departe. Acum avem ceva cu măr tot de la Ferry. Tot pentru casă, văd că s-a mai terminat un anticalcar din ăsta de la Promax, din Kaufland luat. E doar 7 lei, e un calgon, ca un calgon, pe care îl pui în mașina de spălat ca să nu se formeze calcarul, bineînțeles. Este ok pentru 7 lei, întotdeauna trebuie să folosesc la fiecare spălare, altfel se adună depuneri din alea de calcar și nu îmi place absolut deloc. Tot pentru casă s-a terminat și acest Sano Forte Plus. Mi l-a recomandat în comentarii Anca Popescu și într-adevăr e un produs foarte bun și ieftin. Ea a zis că nu se merită să dai foarte mulți bani pe produse, nu știu, Emui sau produsele astea mai scumpe de curățenie și ăsta e adevăr, așa este. Produsul ăsta era luat cu vreo 15 lei, 14 lei din Supeco, mi se pare din Baia Mare, dar se găsește în mai multe magazine, bineînțeles. A avut 750 de mililitri, îl foloseam pentru cuptor, pentru aragaz, când aveam grăsime întărită. Este ok pentru lucrul ăsta, pentru grăsime întărită și uscată, dar neapărat trebuie lăsat la acționat, că altfel nu va face nimic, doar îl pulverizezi și îl ștergi. Îl legi la acționat o jumătate de oră și chiar e ok. Acum depinde și ce ai pe cuptor, pe răgaz, dar nu mi-a plăcut. Anca, îți mulțumesc din suflet pentru recomandare. Bun. Pentru bebe, un box de scutece Bevola, numărul 4. V-am mai vorbit despre ele. Astea sunt cele grose și astea sunt Wikis, cele subțiri. Acum am cumpărat Wikis din astea subțirele. Sunt ok și pentru noi își fac treaba. Mai am super multe în plasa asta, e grea și ați văzut că am scos ce a fost mai voluminos, dar acum continuăm. Tot pentru bebe s-au terminat și aceste bețișoare vătuite de urechi. Din Kaufland, acum avem de la Lidl, le tot alternez, depinde unde ajung. Toate sunt bune, sunt ok, nu știu cât costă, vreo 3 lei, 4, nu vreau să greșesc, 56 de bucăți și sunt ok, curăț urechișele cu ele. Am terminat o pastă de dinți, aceasta de la BlendaMed Expert. Am luat-o de pe Promomix, un preț imbatabil, deci 50 de mililitri are ea într-adevăr, nu mai mult. Dar eu zic că pentru 2,20 lei cât am dat pe ea, 50 de mililitri e ok. Spală bine dinții. Singurul lucru ce nu mi-a plăcut la ea, din păcate, și ce m-a face să nu o mai iau, este gustul. E foarte dulce, deci e foarte, foarte dulce. După ce m-am spălat cu ea pe dinți, mi-a venit un gust foarte, foarte dulce în gură. Nu mi-a plăcut asta, de ce să vă mint? Dar pentru 2,20 lei cu siguranță am meritat. A spălat bine, v-am spus, a fost o pastă de dinți ok. Practic 100 de ml ar fi 4,40 lei, sincer nu pierdeți mare lucru. Doar depinde să vă, desigur, să vă placă gustul. A fost și mentolat, a fost ok. Doar pur și simplu gustul meu, că n-a fost chiar pe gustul meu, fiind mai dulce. Atâta tot, în rest, nu aș avea ce să-i reproșez. Un box de hârtie igienică, asta de la Pufina, foarte, foarte bună a fost. Din Lidl am luat-o cu 11 lei, cu liliac, super bună, cu 3 straturi și a fost multe role. Am schimbat mopul, rezerva de mop, l-am pus pe acesta Aqua Pur din Lidl, albastru, l-am mai luat, este ok. Și e bun că e din material. Am terminat și un pachet de absorbante Libres, din acesta de 10 bucăți, tot așa luate de pe Promomix, la un preț imbatabil de doar 4 lei. La mine în zonă sunt 5, deci de ce să pierd un leu? Super bun prețul. Aici am terminat un șampon care nu mi-a plăcut deloc, vă spun sincer, este de la Nature Box, tot din soapul cu ale de Crăciun. Draga mea, dacă vezi acest video, te pup și te salut. Nu este vina lui Ale, bineînțeles, că doar nu i-a făcut produsul, am mai spus asta și în alte videouri, când primesc produse de la fete, nu e vina lor, pur și simplu că nu mi s-a potrivit mie, nu mi-a plăcut mie, nu mi-a mers cu el. Este acesta de la Nature Box cu ulei de avocado presat la rece de 385 de mililitri. Nu mi-a plăcut pentru că
Parcă nu spăla bine, părul mi-l lăsa parcă tot, nu știu, așa încălcit și prins de cap cumva părul, deci nu mi s-a părut că a spălat bine. Mai pe finalul tubului am început să fac mătreață de la el, ceea ce mie nu mi se întâmplă aproape niciodată. Cred că am făcut mătreață de vreo 3 ori în viața mea, deci nu am probleme cu mătreața în general, dar nu mi-a plăcut. Și să știți că el, cu toate că are tot felul de uleiuri, mie mi-a uscat foarte tare lungimea părului. Pentru scalp, a fost prea gras, adică mi se îngrășea mult prea repede părul. La 2 zile deja la rădăcină mi era gras uleios și lungimile le usca foarte tare. Nu știu care a fost treaba cu el, dar chiar nu mi-a plăcut deloc nici ăsta, nici balsamul. Din păcate, nu. Și sunt scumpe, adică nu sunt un șampon, nu e un șampon de 10 lei. Sunt vreo 30 lei prin supermarketuri, cu siguranță nu aș da. Soțul meu, Dani, a terminat acest gel de duș de la Senio, de la Avon. I-a plăcut mult, 250 ml, a mirosit foarte bine. Este un gel de duș de la parfumul Senio. A mirosit foarte bine pe el, mai ales în păr, i-a persistat mai mult mirosul. Chiar a plăcut super mult. Și mai are unul. Black Sweet Touch, tot așa, i-a plăcut foarte mult, a mirosit foarte bine, tot 250 ml, deci a terminat 500 ml luna asta. Și mai aveam unul de la el, da, ăsta pe care am uitat să vi-l arăt în videoul trecut. Imediat după ce am închis video, l-am terminat de filmat, l-am găsit jos lângă pungă, probabil căzuse cumva, l-am găsit jos lângă pungă și am realizat că nu vi l-am arătat, dar am zis că îl pun acum la Empiz. Acesta, tot din swap-ul cu Ioana, i-a plăcut foarte mult. Noi l-am mai avut, i-a plăcut culoarea, a fost el fascinat, dar a mirosit super bine, a spălat, el a fost mulțumit. Acesta, Wake Up Cald Duș Gel, 300 ml, tot așa 6 lei, el a fost super mulțumit. Eu am terminat acest gel intim de la Avon, Simply Delicate, acesta fără miros, mi se pare, 300 ml, nu e fără miros. Hazel, nu știu ce e să fie, probabil alune sau, în fine. A fost foarte bun, foarte ok, foarte spornic, m-a ținut vreo 2 luni cu succes, dacă nu mai bine, 2 luni jumate, 3. E foarte bun, pun vreo 4-5 pompițe, spală bine, nu irită și să știți că nu mai are formula lichidă ca de apă, e acum gel ca toate celelalte de la Avon. Bun, aici s-a terminat o folie din această alimentară transparentă de la Oti, 30 de metri, a fost foarte bună, cred că am luat-o din Selgros la un moment dat cu vreo 2-3 lei, dar a fost bună, ne trebuie să avem în casă. Un pachet de șervețele umede de la Lidl, foarte bune și astea, 2,60 lei mi se pare prețul și sunt super ok, 72 de bucăți, sunt imbibate în soluție, sunt ok. Pentru ghiță am terminat această soluție, mai bine spus, de la Faberlic Baby. Nu scrie nimic române pe ea, ca să vă citesc, să vă traduc pe spate, scrie dar s-a luat. Avem această soluție de ceva timp, a avut 500 ml și ne-a ținut mult, v-am spus, pentru că era foarte spornică și foarte concentrată, foarte bună, mi-a plăcut extrem de mult. Este o soluție pentru spălat jucării, sticluțe, biberoane și mai știu eu ce, la bebeluși, desigur. I-am spălat cu ea Suzeta, sticluța de la lapte, tot felul de biberoane, jucării, exact cum am spus, astea din plastic. A fost foarte bună soluția, foarte spornică, v-am spus, făcea multă, multă spumă și curăța foarte, foarte bine, n-avea niciun miros. Dacă sunteți în căutare de așa ceva, puteți să vă uitați la Faberlic, dacă aveți un reprezentant sau vreți să vă înscrieți voi, să țineți cont de acest lucru, dacă aveți nevoie. Eu am dat pe el 22 de lei prețul întreg, dar când e la ofertă e vreo 13 lei, 15, un preț foarte bun, vi-l super recomand. Bun. Pe urmă, tot din videoul trecut de produse favorite din luna ianuarie, am terminat acest gel de duș. Mi-a plăcut extraordinar de mult de la Encanto Fascinating. V-am vorbit și atunci despre el. A mirosit foarte, foarte bine. De asta mi-a plăcut mirosul. A fost extraordinar. A spălat bine, foarte bine pielea și vi-l recomand din suflet. A costat doar 8 lei când l-am luat eu. De obicei costă 10 sau când nu sunt ofertă, 16 lei. Aici, de la Extreme, soțul meu a aruncat acest bic, această lamă de ras. A fost ok cât a fost, a venit la un set cu un deodorant Rexona, mi se pare. Bun.
Tot din videoul de favorite de luna trecută, am terminat lătura de corp Encanto, aceasta cu pompiță, asta cu prune și alune, super mult mi-a plăcut, v-am spus și atunci despre ea, miroase foarte bine, se absorbe repede în piele, ești super ok și cu pompița asta te ajută să dozezi mai bine produsul și na, să nu-ți bagi mâna într-un borcan de cremă, pur și simplu o pui pe piele și masezi, 250 ml, super mult mi-a plăcut, produsele Encanto sunt minunate, mi-mi plac foarte, foarte mult. Bun, acum două noutăți, dacă pot să-i spun așa, pe care le-am folosit. Sunt acești plasturi de la Standeli, de la Ladies luați, Detox. I-ați văzut, dacă ați văzut unboxing-ul Ladies, acesta cel mai recent, postat de vreo 2-3 zile, i-ați văzut în unboxing și imediat m-am și pus și am folosit. Eu folosesc acești plasturi întotdeauna după duș, mi-aplic pe nas și aștept până se uscă. Au fost... ok, primul plasture, nu știu, poate nu l-am pus eu bine, recunosc, nu zic că nu. Primul plasture, din păcate, eu am sperat că, na, am văzut că nu se lipește bine pe nas și am zis să ud și plasturile pe deasupra, nu numai pielea să fie udă, nu prea mers, a scos doar vreo 5 puncte, deci de pe vârful nasului și în rest a fost gol. Dar al doilea, să știți că nu l-am mai udat așa cum am făcut cu primul și a extras mult, mult mai bine punctele negre. Pentru 10 lei 6 plasturi, eu le-am luat cu reducere, cu vreo 8 lei, ăștia 6 plasturi, eu zic că au meritat. Am văzut că Silvia Mădălina m-a întrebat în comentarii cum sunt plasturi. E bine, pentru mine deocamdată au funcționat unul și ălălalt că a scos totuși ceva, deci de extras extrag, acum nu știu, depinde cum se lipesc, cum îi pui, e și cu asta o treabă cu mai noroc. O să mai văd cu restul, că mai am încă 4 din cutia asta și încă o cutie și după aia am pe cei de la Victoria Beauty care eu pe care eu i-am mai folosit și cu care am fost învățată. Sper din suflet încă să fie buni, dar acum dacă am început pe cu aceștia, o să continui tot cu ăștia, o să mai vedeți în videourile de Empty și de luna viitoare și poate atunci o să știu mai multe despre ei. Acum doar așa o primă impresie, să spun așa, doar două folosiri, na, nu știu cât am putut să știu, să văd cât de eficient sunt într-adevăr. Aici o să arunc un produs care nu mi-a plăcut absolut deloc, eu l-am primit la un moment dat. L-am primit la un concurs, l-am câștigat la un concurs. Este un ulei pentru demachiere de la Oriflame Novage. Nu mi-a plăcut absolut deloc. L-am folosit de vreo, nu știu, 3 ori, nu vă mint. Vedeți că e aproape plin. 150 ml, încă e în termen. Na, dar nu mi-a plăcut absolut deloc din mai multe puncte de vedere. În primul rând, textura asta uleioasă se... transforma cumva într-un lapte, în ceva albicios pe ten, însă niciun caz nu demachia, pur și simplu mă întindeam tot, de exemplu cum aș fi acum, mă întindeam, merg la baie și îți uzi fața cu apă caldă și pui câteva pompițe din chestia asta, din uleiul ăsta. Și doar îmi întindea tot machiajul peste tot, fie că eram cu tuș, cu rimel, doar mi le întindea pe la ochi sau rujul pe toată fața, era oribil. Nu mi-a plăcut în primul rând lucrul ăsta, eu de obicei mă demachiez cu apă micelară, nici cu gel de curățare, nici cu nimic, doar cu apă micelară și discheta. Nu mi-a plăcut lucrul ăsta că eram toată mânjită pe față, dar ce nu mi-a plăcut la el cu adevărat este că nu demachiază, doar întinde tot pe față și atât, te lasă, după aia trebuie să revin cu apă micelară, să curăți tot, în niciun caz nu mi-a plăcut lucrul ăsta, sper să se vadă bine aici și scrisul. Și de ce să mă chinui să folosesc chestia asta? Cum să-l arunc așa plin, nou, nu știu ce, dar de ce să mă chinui cu chestia asta să încerc să fac ceva când chiar nu pot să fac nimic, din păcate. Și lucrul care m-a deranjat groaznic la el este că mă ustur ochii. Deci când ajungeam în zona ochilor și încercam să-l masez acolo, să iau rimelul sau tușul sau far, ce mai aveam eu pe ochi, efectiv mă intra în ochi, mă ustura ochii atât de tare de... nu știu, groaznic, și după ce deschideam ochii, după ce mă spălam pe față, cum puteam de el să se ducă jos, efectiv, nu știu cum să vă explic, dar parcă vedeam în ceață, îmi intrase în ochi, efectiv vedeam în ceață, nu mai vedeam bine și m-am ferit de el să-l folosesc. Am încercat, v-am spus, de vreo 2-3 ori, am văzut că e la fel de fiecare dată, ustur ochii de fiecare dată, nu mai văd bine, îmi intră în ochi, văd doar așa ceață și blurat și am zis că n-are rost să-l mai testez. Vedeți și voi cât e de
plin de nou, dar nu. O să îl arunc și asta este. Am văzut că multă lume l-a lăudat, că e super bun, dar nu știu cum poate să fie super bun pentru cineva. Eu nu-mi explic. Fiecare cu părerea lui. Tot așa, pe zona asta de nu mi-a plăcut, din păcate, găsim și astfel de produse că, na, se mai întâmplă. Această loțiune de corp de la Avon, am încercat, credeți-mă, chiar am încercat să o termin, mai am atât din ea, însă chiar nu am putut. E o loțiune de corp parfumată de la parfumul Lucky Me. Am zis că dacă n-am luat parfumul, să iau măcar loțiune să văd cum miroase și eu știam că loțiunile astea de corp sunt bune. Însă cu asta, ce nu mi s-a întâmplat nici cu o loțiune în viața vieții mele, când o puneam pe piele, pe mâini, pe picioare, pe orice, mă ustura foarte tare piele. Și vedeți cât am consumat din ea, deci credeți-mă că eu chiar am încercat să o folosesc, chiar am încercat să o fac să funcționeze, să nu o arunc, că îmi plăcea cum miroase, a fost ok, dar întotdeauna, când o puneam pe piele, mă ustura pielea. Poate de la ceva gele duș, poate cine știe ce am eu la mână sau la picior când o puneam, dar nu. Deci, efectiv, o puneam pe piele, mă, și am și simțit o senzație de usturime. Nu știu care e treaba cu ea, nu știu dacă are alcool. Cetil alcool, nu știu, altceva alcool, nu văd să scrie, dar are foarte mult parfum și iarăși ce nu neapărat mi-a plăcut, miroase nașpa, nu știu dacă o să se vadă, e gălbui așa și cu mult scripiș, cu mult sidef, dacă nu vă plac astfel de loțiuni, nu vă recomand, sideful la România pe piele nu super fain, adică nu m-am dat în vânt după ea și v-am spus, nu era o loțiune clasică albă, era așa, o culoare de gălbui, nu știu cum să zic. Dar nu era albă. Era un pic colorată. Nu știu care a fost treaba cu ea, m-am mirat, dar din păcate nu o voi mai folosi pentru că mă ustură pielea de la ea. Nu e expirată, nu e deschisă de prea mult timp, are 12 luni de la deschidere, am deschis-o, nu știu, cu vreo 2-3 săptămâni până ce am folosit-o. Nu deschid mai multe și să le las acolo, dar asta a fost cu ea, nu mi-a plăcut deloc. Și acum mai am ultimele două produse și termin. Sper că nu v-ați plictisit și nu v-ați săturat de mine. Două produse care de altfel mi-au plăcut și au fost ok pentru mine. În primul rând, acest mic gel de curățare de la CeraVe sau CeraVe, nu știu, fiecare spune cum vrea. Smoothing Cleanser, a avut doar 20 de ml. Mi-a plăcut foarte mult acest produs pentru că a fost extrem de spornic. Pur și simplu așa era. A fost o mostră, l-am primit cu crema aia de față care din păcate nu mi-a plăcut, dar gelul din fericire mi-a plăcut. A fost o mostră pe care am primit-o spre testare, am completat ceva chestionar pe Facebook, chiar nu mai știu, și am primit într-un pic acasă cu ceva informații despre gama asta. Mi-a plăcut, a fost ok, a avut un miros foarte subtil, foarte discret. Dar a fost foarte spornic, era foarte lichid ca apa, dar făcea foarte, foarte multă spumă doar cu un pic de produs, a fost super ok, mi-a plăcut, nu știu dacă îl voi lua în variantă mare, nu l-am căutat, dar a fost bun. Oricum acum am gel de curățare și ultimul produs, sunt foarte fericită că după câteva luni bune am reușit să termin un parfum, este acesta Attraction, simplu, clasic de la Avon, mi-a plăcut mult, foarte mult acest parfum, dar credeți-mă, era cazul să-l termin, să-l consum, pentru că l-am început de 4 ani. De când m-am înscris eu la Avon, atunci, printre primele campanii, l-am cumpărat, l-am deschis și l-am uitat acolo. Și am început acum să-l folosesc, de anul trecut din toamnă am început să-l folosesc, acum l-am terminat, mă bucur din suflet că în sfârșit tot încerc să termin parfumul. Nu doar să cumpăr sau nu doar să le încep să le uit acolo. După 4 ani am reușit să-l termin și eu, mă bucur din suflet. Dar dacă îl foloseam numai peste 4 ani, clar că nu mă ținea, dar având multe, 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 tot nu ajungeam să-l folosesc, nu întindeam atât de des mână după el. Mi-a plăcut cum am mirosit, a fost ok. L-aș mai recumpăra, de ce nu, dar nu acum, bineînțeles că m-a săturat de el, m-am plictisit de el și am destul de multe în dulap. Dar nu e un parfum nașpa sau pe care să nu-l mai iei. Ăsta costă de obicei 70 lei. N-aș da 70 lei pe ăsta de 50 ml. A fost la un moment dat cel de 18, cel la 18 lei 30 ml. Mult mai bun prețul și nici nu te saturi de parfum. Dragii mei, cam acestea au fost toate produsele mele terminate. Sper din suflet că nu v-am ținut prea mult. Deja au trecut aproape 25 de minute. Acesta a fost videoul meu cu Empty. S-au adunat destul de multe. Nu credeam că o să fie atât de multe, dar iată că
s-au adunat, cu toate că e o lună mai scurtă. Sper din suflet că v-a plăcut videoul meu, poate v-a inspirat, poate v-a ajutat când vreți să cumpărați unele produse, să vă faceți cumva o părere dinainte. Eu urmăresc astfel de videouri, mi se par foarte, foarte interesante, foarte importante, pentru că dacă o persoană, două, trei, spun că un produs nu e ce trebuie, cred că nu e ce trebuie și nu m-aș avânta eu neapărat să-l iau, să văd, dar de ce nu e așa? Pur și simplu, eu ascult păreri și mă uit la alte fete ce păreri au despre produse. Sper din suflet că v-a plăcut. Eu v-am pupat și vă doresc o zi cât mai faină. Dacă v-a plăcut videoul meu, m-aș bucura tare mult să vă abonați. În cazul în care nu sunteți abonați deja, poate să lăsați un like și un comentariu. Eu v-am pupat și vă doresc o zi cât mai faină. Pa, pa!